Iată că astăzi intrarea noastră în spațiul Schengen este mai departe decât a fost ieri, și nici de cum mai aproape, așa cum exulta de bucurie premierul Marcel Ciolacu. În realitate, intră cavaleria grea în joc împotriva României, așa cum pe bună dreptate a semnalat analistul Bogdan Tiberiu Iacob. Face o mișcare aparent retractilă, Austria, dar intră la rupere Olanda pentru a ne bloca accesul în spațiul Schengen. Și atenție! Admițând că nu s-ar întâmpla acest lucru, condițiile puse României și Bulgariei sunt de neacceptat. Este de neacceptat să fii în spațiul Schengen doar în aer deci cu aeroporturile și avioanele și să fii în schimb obligat să primești azilanța afgani.